Protocolul de formare al Alianței Timișoara Unită a fost semnat joi 21 martie și are ca scop asigurarea continuității lui Dominic Fritz la primăria Timișoara. Acest protocol este constituit din partidele Alianței Dreapta Unită, respectiv USR, PMP și Forța Dreptei, la care se adaugă UDMR și Partidul Liberal. De menționat este faptul că noua alianță formată este doar la nivelul municipiului Timișoara. La Consiliul Județean se va candida în formula de Dreapta Unită, la fel ca și la europarlamentare. Conform spuselor primarului Dominic Fritz, noua alianță își propune să lupte cu trei pericole. Proiectul de restaurare al fostului primar Nicolae Robu, extremismul reprezentat de AUR și SOS România, respectiv încercarea coaliției PSD-PNL de a monopoliza puterea. Primul pericol pentru acest drum european este un proiect de restaurație al fostului primar Nicolae Robu, susținut de mai multe clanuri care au pierdut accesul la resurse și la putere. Un proiect care nu are o viziune pentru viitorul Timișoarei, ci care vrea să ne întoarcă în trecut. Un proiect care caută răzbunare și un proiect care va întoarce Timișoara în timp dacă va avea succes. Al doilea mare pericol este pericolul extremismului, pericolul celor care vor din nou să ne luptăm pentru granițele trecute, care vor din nou să devenim cu toții omogeni și care sunt susținuți de împăratul Rusiei Vladimir Putin. Protocolul a fost citit de Paula Romocean, președinte USR Timișoara, și are câteva principii de bază. Noi, partidele semnatare ale acestui pact, ne angajăm să continuăm direcția de modernizare a administrației și a orașului, să apărăm democrația și multiculturalitatea Timișoarei, să respectăm patrimoniul, calitatea vieții și potențialul timișorenilor. Protocolul a fost semnat de reprezentanții celor 5 partide, respectiv Dominic Fritz din partea USR Timiș, Claudiu Chira, Forța Dreptei, Molnar Andraș, UDMR, Ligia Dugulescu, PMP și Caița Panici, Partidul Liberal Timiș. Semnez eu primul și apoi o invit pe Ligia Dugulescu, președinta PMP Timiș, să ne spună câteva cuvinte și să semneze și ea pactul. Ligia Dugulescu, președintele PNL Timiș, a vorbit despre continuitate în formarea acestei alianțe, despre proiecte care trebuie duse la bun sfârșit, dar și despre spiritul Timișoarei. De mâine mai avem 80 de zile până când prin votul nostru vom putea oferi o șansă unică Timișoarei, un nou mandat domnului primar Dominic Fritz și echipei sale minunate pentru a-și duce la îndeplinire viziunea de modernizare și dezvoltare a orașului, așa încât calitatea vieții să ajungă la nivelul mult dorit de fiecare dintre noi. Acest nou protocol la Timișoara a fost semnat în contextul în care protocolul Dreapta Unită a fost validat de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce inițial a fost respins de Biroul Electoral Central.